Da, misiunea ingrată pentru un prezentator, că trebuie să anunțe și un final de târg, nu-i așa? Dar v-ați simțit bine? O să vă spun acum pe scurt așa ce am primit pe telefon, mesaje, pentru că această ediție a Târgului Loterilor a fost privită și de românii ai noștri, de prezoieni, ai dumneavoastră din afară. Mesaje venite din Grecia, salutări și mulțumiri pentru organizare. Slovenia a fost cu ochii pe noi și ceva din Spania și Italia, dar cred că cel mai frumos mesaj a venit din îndepărtata Norvegie. Acolo o trupă de români, Gabi, salutări, Lucia, salutări și Tudor, au chemat în casă vreo 3-4 vikingi norvegieni. Zice, băi Vali, i-am chemat și când au toat muzica asta, au lăsat naibii carnea de balenă, au lăsat creveții și fructele de mare și ce, hai să întindem ora mare să punem un grătar cu mici. Mare spectacol aici, e bine, doamnelor și domnilor, după ce a stat atâta vreme cu ochii pe scenă, o să stați și cu ochii pe cer. Aș vrea să mulțumesc și eu primăriei orașului Brezoi, domnului primar Robert Schell și, bineînțeles, lui Mihai Mugescu, Asociația Mentor Rock. O să începem împreună o numărătoare inversă, ca să se audă acolo unde sunt gata de lansare artificiile. Și aș vrea să vă aud numărând cu mine de la 10 până la 1. Începem! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Seară bună tuturor! Haideți! Mulțumim și tehnicului, oamenilor care au asigurat ordinea aici, celor de la poliție și jandarmerie, celor de la ambulanță și, bineînțeles, oamenilor care au făcut tot ce e posibil ca dumneavoastră vă simțiți bine. Încă o dată, o seară bună, toate și pe curând!